pricine iubirii. Andreea și Bogdan au vrut să ajungă la o concluzie după tot ce s-a întâmplat la petrecerea de sâmbătă. Zi-mi tu mie ce s-a întâmplat sâmbătă seara. Păi eu, din câte am înțeles, nu știu, ai avut o stare așa mai... Nu știu, ai vrut să te distrezi, să... Ce m-am distrat pe tine? Da. Bun, uite-te, deci eu pot și să trăiesc cu impresia că am văzut niște semnale false. Eu pot să trăiesc cu ele. Tu poți să trăiești cu ideea că poate nu au fost chiar semnale false și chiar vreau să știu ce a fost în capul tău. Deci ce s-a întâmplat? La tine ce s-a întâmplat? Păi la mine, eu sincer am văzut ceva din partea ta. De când ne-am despărțit, s-a mai schimbat ceva referitor la mine față de cum ai cunoscut atunci. Te-am văzut în toate statele posibile și imposibile. Te-ai vedea cum bărba ca mine. Dacă îmi duci în casino, da. Tu crezi că noi de-aia am putea fi bine? Nu, eu cred asta, nu am zis că nu cred, dar îmi e teamă de jocurile de noroc. Cu temerile la purtător, Andreea-i povestea Doanei Maria ce a discutat cu Bogdan. Ia zi, măicuța, ce ai făcut? Am stat de vorbă. Așa. Vrea să întoarcă, nu? Când vrea să ne întoarcem. Tu vrei? Vrei și tu. Mai stați, nu mai pierdeți timp. Și ne-am dat timp de gândire noaptea care a trecut. Treci peste toate ce ai zis la început, nu? Adică... impedimentele care te făceau să consider că nu... Eu am vorbit și că el și a zis că te-am mai stat tot o am. Oricum să știi că lui Alex nu e bine. Și nici lui Luisa nu e bine. Adică ambii au sentimente, el pentru tine și ea pentru el. Chiar dacă timpul a fost scurt, s-au pus sentimente. Și ce să fac acum? Nu știu, eu spun decât ce văd eu și ce am văzut eu. Eu ți-am zis, indiferent ce decizie e, eu sunt lângă tine. Tu știi, tu ți-ai analizat bine, tu știi, mai sunt 3 săptămâni. Deci o să ieși cu un cuplu afară. Știu. Bogdan nu-i băiat rău. Știu. Deci chiar nu-i nici... Deci nu am, n-am niciun cuvânt rău la adresa lui. Asta am vorbit și noi, mai mult le-am cunoscut cum am interacționat noi cu celelalte persoane din jurul nostru. Bine, ați văzut ce și cum, care, cum, caractere, da. Tu gândește ce e mai corect pentru tine. M-am gândit la ce simt, mai presus de toate. Să-ți dau? Ai pierdut un timp pe că ți-e teamă, teama asta o aveai și atunci o ai și acum. Și-ați pierdut timpul degeaba, și tu și el. Nu ai pierdut chiar de ceva până la urmă. Ba da, la urmă putea, fiecare... putea să fiți departe. Adică chiar la sfârșitul... competiție, chiar să ieși cu niște idei super clare, cu niște sentimente frumoase? Ideile sunt deja. Ele puteau să fie mult mai accentuate. Mă referiți la sentimente? Da. Asta poate să vină oricum. Da. Să fie mai puternice. Mă bucur pentru tine și vreau ceva bun pentru tine. Eu, el n-a avut nicio vină, băiatul. Deci el n-a avut nicio vină sub nicio formă. Vina a fost la tine. Nu și nu și nu. Știu. Și teama nu trece așa, trece în timp. Deci tot ce mai există teamă, trece în timp. Am făcut și mișto pe bază subiectul ăsta. Foarte nasul s-a simțit. Și-a luat pastilă, s-a băgat la somn. Nu s-a simțit nimic, Alex. Îl înțeleg și pe el, știi? Îl înțeleg și pe Luiza o înțeleg. Dar știi cum e, așa a fost să fie. Eu am auzit că a reacționat într-un fel și că a zis că m-a folosit de el. La ce manieră te-ai folosit de el? Că nu te-ai folosit de el? Așa am auzit în casă. Ai încercat. E vorba de compatibilitate, e vorba de cum îmi place mie să se comporte cineva. Da, dar și că dacă faci o comparație între ambii, e caracterul diferit. E vorba de maturitate emoțională, maturitatea... Și știți cum e, până la urmă, să judece cine vrea, cum vrea. Nu mă interesează. Nu mai pierdeți timp. Mai mult nu-ți spun, că ați pierdut mult. Deci ați pierdut, cred că, în jur de o lună. Dar poate trebuia să întâmple, să vă clarificați odată. Nu știu, din punct de vedere al sentimentelor. Asta, da, cu timpul poate că erau mult mai puternice. Așa ca și caracter, ca și... Da. Erau mult mai puternice. Ce e mai important într-un cuplu? Nu vorbesc de căsătorie, vorbesc de un cuplu. Așa este. Sentimentele. Restul le vezi în timp. Deci tot ce este lucrurile astea pot să facă. Deci tot ce este o nelămurire, adică mi-e teamă de aia, mi-e teamă de aia altă.
cu timpul le vezi, n-ai cum, din vorbe, n-ai cum să le vezi. Da, da, cu timpul poți să-ți facă rău, indiferent dacă ai sau nu sentimente puternice. Știi cum e, riscul meseriei, în orice. Și poți să ai sentimente puternice și să se rupă. Înțelegi? Aia e. 3 ani jumate, uite, fiul meu, 3 ani jumate. Și când a fost să întâmple, s-a întâmplat. Că a suferit un an, a suferit, i-a trecut. Da, da, eu zic dacă că stai cu teama aia, nu, stai că ăsta nu, stai că ălălaltul nu, niciodată nu o să ai o pereche lângă tine. Asta vreau să spun. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Aici a fost și format de așa natură. Viața de zi cu zi este mai poc-a-poc, cum spun spaniolii. Dar aici e intens. Adică ce trăiești în 4 luni, afară e un an. Da, să înceapă și de azi. Așa, și? Nu, am treabă. Știi cum te vreau, cu zâmbetul ăla frumos pe buze. Așa, Evic, așa. Calmă. Și răspunsul concret, nimic mai mult. Știu. Și aia e. Și clar, spui, n-am folosit, nu, am încercat. Am încercat, că asta ai făcut, ai încercat. Complicate sunt căile Domnului. Un pic cam, da. Chiar mă bucur. Pentru amândoi mă bucur. Și pentru tine și pentru Bogdan. Eu am spus și lui Crina de multe ori. Ai un băiat foarte super ok. Și apoi iubirea se face în doi. Mm. Dacă nu e, nu e. Din nou spun, îmi pare rău și de Alex, îmi pare rău și de Luisa. Dar trec. Cu timpul trec. Poate că sună egoist, dar mai presus de toate mă gândesc la ce e mai bine pentru mine și cum da, mă simt eu mai gândești. Bine. Asta trebuie să gândești. Nu ucis cel mai din jur, nu cum ar vrea lumea din jur. Nu, pentru că e viața, se tratează de viața ta. Și știu că se va pune accent, că da, dar am zis că așa. Jocurile de noroc, că da, dar am zis nu știu ce. Din nou spun, temerile se vindecă în timp. Timpul îți demonstrează dacă ai greșit sau n-ai greșit. Capricile iubirii. Da, așa este, doamna Maria. Și cumva, nu știu dacă ea a fost de vină sau dacă ea a greșit, ci pur și simplu a zis, am principiul ăsta de viață și nu pot să trec peste, corect? Corect. Și acum de ce îl ții de mână? Pur și simplu așa simt. Păi și jocurile de noroc? Nu voi avea grijă să nu se ducă acolo. Andreea, dar eu sunt curioasă în toată perioada asta în care voi nu ați fost împreună. Tu ai avut sentimente față de Bogdan? În toată această perioadă cât am fost separați, cred că au fost oarecum oprite, nu s-au dezvoltat. Noi ne-am mai intersectat privirile prin casă, dar doar la nivel de privire și atât. Și acum ce te-a făcut să îți asumi că na, e clar că oamenii o să spună diverse, că ți-ai schimbat opinia, deși eu vă încurajez pe toți să faceți ceea ce simțiți, dar ce v-a făcut să vă schimbați, să te schimbi? Adică aveai niște principii destul de, sau nu neapărat principii, erai destul de, păreai destul de hotărâtă în... Nu pot să zic, și acum am această teamă. Pur și simplu, privirile pe care le-am avut, noi am mai interacționat prin casă, nu foarte des, dar și puțin la acela și faptul că... Andreea, tu așteptai momentul în care Bogdan o să te ia de mână? Sau o să te o tragă deoparte? Sau o să aibă o... Nu pot să zic că așteptam, pur și simplu s-a întâmplat și... Eu îmi amintesc când erai în relație cu Alex, că am văzut câteva imagini cu Alex și Bogdan când casele erau închise. Chiar Bogdan îi dădea nu neapărat sfaturi, aveau discuții și chiar da, da, mi-aduc și eu aminte. Am apreciat, îi zic, uite, chiar dacă a fost cu Andreea, îl ascultă, îi dă sfaturi și e un pic așa ciudat, adică trecerea asta de la nu, sunt hotărâtă, exclus, la... Deși îmi place ceea ce văd, adică eu doresc să vă cupru și oameni fericiți, dar în același timp e un pic de busolant. Nu știu cum să explic lucrurile acestea. Când s-a produs așa, adică tu când erai cu Alex și îl vedeai pe Bogdan, mai simțeai ceva? Adică... Nu, în momentul în care am fost cu Alex, mi-a plăcut Alex ca persoană, la început foarte mult. Pur și simplu consider că nu putem să ne înțelegem și sunt anumite lucruri care m-au îndepărtat. Are vreo relevanță faptul că el a fost votat și a ieșit săptămâna anterioară pe locul 2? Faptul că oamenii îl validează te face pe tine să nu, nu ai mai multă încredere în el?
sau faptul că am observat în ultima perioadă că tu te-ai apropiat foarte mult de doamna Crina, cel puțin asta am văzut în materiale, indiferent ce material se difuza, tu erai la discuții cu doamna Crina și chiar m-a surprins pentru că voi în perioada în care aveai o cunoaștere, relație cu Bogdan, erai un pic așa ca un arici în defensivă, deși doamna Crina mi se pare o mamă adorabilă și v-aș vota la campanie electorală, sunteți cea mai tare mamă pe campanie, îi faceți campanie lui Bogdan jos pălăria și de asta mamele au un rol foarte important în casă și le invităm să vină alături de copiilor în casă. Însă are vreo legătură și apropierea asta de doamna Crina te-a făcut să te apropii mai mult de Bogdan sau... Încercăm să ne dăm seama când s-a întâmplat, pentru că trecerea a fost destul de bruscă. Sincer să fiu, nu știu cum să explic lucrul acesta. Pur și simplu așa am simțit. Când ai simțit? Și petrecerea de sâmbătă și pur și simplu privirile noastre. Deci la un moment dat te-ai lăsat privită și ai privit. N-ai mai întors spatele. Voi doi sunteți într-o poziție ingrată. Dezamăgit sentimental sau nu știu cum să vă numesc. Seduși și abandonați. Mult spus. Nu e confortabil pentru voi să trăiți în casă și să știți că cei cu alături de care ați încercat să construiți ceva v-au tras clapa, ca să zic. Eu n-aș vedea lucrurile așa. Eu fiecare s-a întors la postul, știi? E neplăcut să vezi în casă un băiat cu care ai ieșit la suc sau care ți-a plăcut sau cu care ai avut o relație, te-ai sărutat, să-l vezi cu altcineva, dar trebuie să priviți lucrurile că nimic nu e întâmplător. Și eu am fost în poziția asta. Exact. Iar Luiza, pe Alex cumva îl înțeleg într-un procent mai mare pentru că tu nu ai avut o relație cu Bogdan. Când el te-a vrut, nu l-ai vrut tu și știi cum e. Dumnezeu zădă, nu-ți bagă și în sac. Iar dacă... Doamna Crina, aș vrea să vă întreb ceva și să-mi răspundeți cât puteți de scurt, că trebuie să ieșim în pauza de publicitate. Susțineți ideea ca cei doi să meargă mai departe, mână în mână? Gata. Și lucrurile s-au rezolvat de la sine. Bine.